Zici că ai predat la Universitatea de Stat. Da, sigur că da. Uitați, am niște emoții și trăiesc într-adevăr niște clipi din neuitat. Astea vreau să spun că amintirile mele în calitate de fost lector universitar este Facultatea de Științe Economice și Aplicative. Uitați, biserica, întâmpinarea Maicii Domnului. Aici, dacă o să privească ficulița Sabina, a fost botezată. Dar acest bloc care îl vezi acum nou aici, deci și cel de la drum, a fost construit de un frate de a mamei, Simeon Țurcanu. El a fost, cum spun tăți în rusă, prorab. El cujăgău foarte bine cu Gheorghe, el era aici la Institutul de Științe. Da, diriginte de șantier, foarte corect. Și el s-a bucurat nespus de mult. Unchi Simeon, dacă mă vezi, fac acest interviu, că zici, a ajuns în final și un nepot să predeie în aceste blocuri pe care le-a construit. El a construit și grădiniți, și școli, și spitale, și la Parlament. Eu vreau să spun că cred că o să ajung în organ legislativ, că eu am ce spune despre acest moș, cum se spune, da, unchi. Mă mândresc nespus de mult cu dânsul. În continuare este în domeniul construcțiilor. Face, vreau să spun că ultimele, ca să spun, căsă în stil european. Și iarăși la fel mă mândresc pentru toate acțiunile. În fine, ca să nu laud pe unchiul, vreau să mărg la subiect. Pe mine. Da, să mă laud Dar pe mine. Dar de ce mine, ai predat corect. Aici, dacă ai făcut, cum se cheamă? Oleg, ca să facultate să dau la Brașov, care... erai da. Cu pădurile, nu? Cu silvicultura. Corect. Și de ce ai ajuns la economie, la Universitatea de Stat, nu la Universitatea Agrară, de exemplu? Corect, eu am să spun, uite, e foarte bună întrebare, mi-ai pus, chiar îți mulțumesc, din cauza că eu când am revenit în țară, am fost, vreau să spun că venit ca cetățean român la doctorat. Îți dai seama. Uite-le și le-am pregătit. Am știut că dacă să mă întâlnesc, am să discut. Deci, ele acum, ca să spun, în ani, știi cum le-au mai dispărut? Uite aici legitimația. USM este legitimația de doctorant. Cealaltă legitimație este de lector universitar. Uitați aici. Toți se legau de frezură, că băi, cum arăta fideuș. Andrei Grigorș Negru, Dumnezeu să-l ierte, el mi-a fost conducătorul academicianul, Andrei Negru. El m-a chemat după o an de zile de la Piatra Neamț, eu activam într-o companie de exploatări forestiere, SEF Petroforest, a unui deputat din Parlamentul României, cu liți tărâți, cei care vedeți din zona Moldovei, din Piatra Neamț, el are trei ficiori, TCE, Tărâță, Culiță, Elvira, trei braz și pe agenda și toate astea. Dumnezeu să-l ierte sub trecușul dumnealui, el avea, vreau să spun că o simpatie aparte față de mine și am să revin la subiectul în cauză. Eu am revenit în țară, am lucrat, vreau să spun că inginer șef în domeniul vânatului, că am fost chemat de Vitalie Grimalski. Iarăși, caută în buznare. Vezi ce înseamnă să ai haine cu multe buznare și, cum am spus eu, forță, da? Terestră. Grimalski m-a chemat atunci. Uitați, serviciu silvic de stat. Inginer șef în domeniul vânatului. Și uitați ce înlesniri și ce atribuțiuni avem noi în două limbi. Fiindcă toți discuta săptămâna asta despre limbi, în ce limbă se discută. În limba română se discute. Limba de stat este limba română. Da? Cei alți vorbitori, cu mare drag, n-am învățat limba statului în care locuiți, trăiți, respirați, țineți umbră la pământ. Plus la aceasta, cam să revin în subiect, nu ca să-mi prezint legitimațiile sau să mă credeți că eu am venit, vreau să dau răspuns. Deci m-a chemat Grimalski în țară, eu am venit la întreprinderea Silvo Cinegetic Strășeni, oferindu-mi postul de inginer șef în domeniul vânat, l-am avut acel trio cu ale Silvici, Căpriana, Strășeni și Scoreni pe mâna mea, deci eram în domeniul vânatului. După care, la 1 septembrie, imediat, Andrei Grigorci Negru, Dumnezeu să-l ierte, este decedat, mă cheamă la Universitatea de Stat, imediat, din cauza că Institutul de Științe Reale rămăsese fără acreditare. Le trebuia o diplomă românească, un specialist ca să poată acredita, să treacă, știți cum, prin consiliile toate astea. Și imediat mă cheamă, în bază la cele două diplome, diploma de inginer diplomat și diploma, că am dreptul ca titular să-mi predau disciplinile în domeniu care le-am studiat la Brașov, în cadrul Facultății de Științe Economice și Aplicative, era acest Institut de Științe Reale. Rămâneau studenți din anul 3 și anul 4 fără diplome. Și imediat se acreditează. Decan atunci era Igor Ienikov, prodecan era Valentin Lepcevski, Dumnezeu să-l ierte, tot doctor în chimie, și era șeful catedrei, ca să mă spun, Stan.
Deci poate și mă văd, eu vorbesc despre niște nume și uitați aici, se formează catedra. Metrologie, standarde și silvicultură. Eu îmi pun întrebarea, era doamna prim-prorector Aurelia Crivoi, Rusnac, dacă mă vezi, salut, Igor Fidiuș. Îmi iau și chipiu, poate să mă recunoașteți. Ați avut acele probleme, că eu am spus că sunt echipat, uitați, ca un silvicultor, în verde, cu buzunar, mie îmi place, am busolă, toate lucrurile strict necesare pentru un teren și un studiu de fezabilitate la fața locului. Deci, s-a bucurat Rusnac, băi, s-a făcut altă catedră. Eu o întreb după o perioadă de timp, zic, băi, dar ce legătură are silvicultura cu economie? Da, este legătură din punct de vedere economic, dar eu întrebam, știință cu studii în biologie. Și uitați, după blocul ăsta nou, se vede colțul, este Facultatea de Pedologie. Eu nu mi-am pus întrebarea atunci, la momentul de față, că coeficientul la studenții care erau la Facultatea de Economie, la contract, era mult mai mare. Adică eu, ca fost lector universitar, vă spun sincer așa cum este, salariul meu era de 310 lei, 71 de bănuți. Am și foița respectivă undeva, trebuie să o prezint, să o arăt între timp despre ce aici vorbesc, dar din contract era un coeficient la studenți, încă îți plăteau 700 și ceva de lei. Deci primul meu salariu, care l-am avut și o să mergem în față la universitate, la blocul central, deci era o ferăstruică jos, la primul etaj, cu gretii, unde se primeau salariile. Și eu mă duc la doamna respectivă și întreb, zic, ce salariu am? Și ea îmi spune, 4 de 1. 1111 lei, acesta a fost primul salariu al meu. Chetruș era atunci pe doctorant, tot chimist. O fată de la noi din sat, n-am să-i dau numele, doar să-i spun numai Lilia, fără familie, că e o familie care pentru mine poartă un disgust. Ea era secretara lui și întreba, dar între la Chetruș? Zic, fata asta e de la mine din sat, da, da. Deci sunt niște lucruri foarte amuzante. De ce eu povestesc cum am revenit aici? Aici tot studenții mei care mă văd, care-s plecați pe hotare, care au absolvit această universitate de stat la Catedra Standarde, Metrologie și Silvicultură de la Institutul Științe Reale, care am spus-o desfințat, trecând la Facultatea de Pedologie, unde era decan Vasile Ciobanu, prodecan era Mihail Leșanu, șef de catedră, vreau să spun că era, cum i-am zis, catedra tata și fiul, Șalaru Vasilii și cu Victor, algologii. Ei tot fac algii și descoperă și nu știu ce, și nimic, absolut. Șalaru a murit, Vasile, eu am plecat atunci cu Angela Alexeiciuc, era fiica Lumina Lozan, Angela, și din silvicultură eram numai eu. Ca să vă spun așa, eu aveam atincă și duminica ori, mi-au dat 7 discipline, am întrebat Stan, domnul Stan, zic, eu am și familie, înțelegeți, trebuie să mă mai odihnesc, păi n-are cine preda și să vedeți ce fac. Eu am discutat-o și am spus-o despre docența ăștia care iau amiană diplome. Pișați-vă pe dânsle și dați-le foc. Galupa, ți-i clar? Băghe, ți-i clar? Cuză, ți-i clar? Vin, înțelegeți, peste mine, cu aflat, băi, predă Fidiușă și nici ceară ori. Pietru Cuza, care el a fost director la Institutul de Ecologie și Geografie, vreau să spun că pe linii de partid la Gimpu, la Pelie. Băi, stai în 4 ani, el mă tinc vă 2 ani jumate, eu fost bolnav. Numai pe foi de boală. Galupa a luat ori pe la Universitatea Agrară, că am să spun și despre Universitatea Agrară, cum mi-a dat Andrei Grigorci Negru, ori prin cumul la Universitatea Agrară. Că salarul mă mânca aici, dar era coeficientul mic, la pedologie erau puțini, că nu veneau mulți, înțelegeți, la pedologie erau lui. Și aveam un salariu mizerabil, eram pe 0,5, mi se pare că Crivoi, atunci i-am spus doamne Aurelia, zic că ar fi bine ca silvicultura să fie la științele, înțelegeți, biologi și toate este. Ei, și în fine, acolo catedra tata și fiul. Mârza, Ungureanu, dacă uitați de la mine, Grăbcuă din sat, Cheiță, cu Nadejda, că și tătie și susțină doamna respectiv zeci de ani teză. Și când am intrat acolo, zic, stai băie de la Rădini. Stați o leac, eu am pus deodată din start anumite principii, înțelegeți, că eu nu ca democrat, dar principii și valori. Ce costați voi? Ce faceți? Știți cum arată o catedră? Știți cum arată o specialitate la silvicultor? Și îmblați voi cu rădășini și îmblați, înțelegeți, cu algi prin borcani, cu mușchi, cu lichi. Băi, oameni bune, eu cred că nu asta înseamnă biologie specialitate. Și laborator și chestii găinați și tot ce. Eu vă spun încă o dată, ca să faci o catedră de silvicultură, și am înțeles că predă pe aici, ană, nu știu, fost studenți din ei. Gonța este unul, Gheorghe Meteloț. Nu știu, are legătură cu ăsta care prezintă la televiziune, Gonța. Parcă aș semna, că-i pe ochelari, zici că-i frate. Și eu am rămas din start uimit
conceput, anevălie, docenți de care eu absolvit pe la Rusia, pe la Lviv, pe la Kiev. Așa că uitați la ce situație a ajuns în ziua de azi pădurile Republicii Moldova, fondul forestier. Unii domnul Marinuța, ca președinte a Partidului Verde Ecologist, chiar ieri făcea un interviu direct din teren și s-arătau cum sunt câți fâșii forestierii, câți, cum le spunem noi, dumbrevi, că nu știu, eu n-am fost la fața locului să văd, dar dumneavoastră a spus că o să fac o scrisoare oficială la Moldova și eu atrag un semnal de alarmă la Maia Sandu. Să nu se joace cu chestiile astea ca președinte. Deoarece singura bogăție naturală deocamdată care o avem, spunem noi că solul, că pământurile, sunt îmbibate cu pesticidii și uitați, acele schimbări climatice, sunt pădurile. Destituiesc din funcții de la A până la W, în latină. De la A până la I în grafie chirilic. Toți deci, care nu au tangență cu ramura silvic și au făcut și au copiat, o tăie pe păduri la greu. Pădurea, în primul rând, produce oxigen, stabilizează solul, are rol de protecție a apii, a aerului. Eu nu am să țin lecții acum că am venit, uitați, la Universitatea de Stat și vă spun de ce eu am venit astăzi aici. Este cineva cu profiluri false și să-i dau și să creadă că e persoană importantă și comentează în asemenea interviuri ale mele. Uitați, Fidiușul a bătut șeful de catedră, a murit decanul, pe unul l-a resuscitat pe la Rădieni, pe acolo. Păi oameni buni, lăsați aia de prostiile astea și de minciunile astea și nu credeți dementa asta de plășinta Ana, brânza Ana și toate profilurile astea, e Vlad Țepiș și care-i spus acolo sub diferite titulaturi și mă punegrește și mă murdărește. Chiar tu nu prezinți nicio importanță în viața mea. Ai grijă de Madalin Fedeuș, nu-l învăța, înțelegi poezii, dar și ele sunt rugășiuni, că ești profesoară de limba română și le afișa pe YouTube și ți le puneți pe Facebook. Învață copilul și ala corect. Din punctul de vedere, el spune acolo, crezul ăsta, tatăl nostru, îngerajul meu, nu știu ce spune, spune poezie, ce asta e poezie, ți-i trebuie să ții rușine. Încă o dată, eu am să trag un semnal de alarmă. Tu o cauți și să o găsești până la sfârșit, din cauza că nu te lești, văd că de comentarii, de prostii, de profiluri false, am să anexez altă cerere suplimentară, cred că la procuratură, că ți-o închide, ții contul, că tu și că alții știți ce scrie, Oleg, acolo, zic că da, lui ăsta opriți internetul, da, iar nu vreți să ne închideți. Adică să-mi blochez în internet pe încic. Vă spun un adevăr. Deci eu revenim în asemenea blocuri astăzi, fiind duminică. Nu știu, sunt deschis în partea cealaltă la deal. Nu o să ne permit chestii carantină. Să arăt eu orele, astea, clasele de studii, unde am predat lecțiile. Dar aici, în această biserică, eu menționez, erau ăștia de la teologie și acum unii drept în partea de la Vale. Ăștia au luat facultatea de teologie. Vreau să spun că eu nu începeam orele până ce nu se termina liturghia asta lor. Utrienia, cum le spune, eu nu, spre iau cu fiețele. Dar ce legătură are? Nu-i școală laică, nu-i școală de stat? Corect, dar ei s-auză corul ăsta cântau așa de tare și le spun eu la studenți, zic, mai așteptăm 5 minute, termină, amuși ies preoței ăștia tineri. Că la examene întrebam câteodată și poate mă vede Nicolae Romandaș. Dumnealui era șef de catedră la dreptul muncii și mi-a plăcut o zicală, stimă și respect. Pentru domnul Romandaș, el spunea așa, zic, cum vrei să dai examen, îl întreba studentul, zic, creștinești. Și așa e cruci și dai de examen, înțeles? Asta ca o abatere și ca o iluzie la niște chestii, că studenții vineau majoritatea în biserică, la sesiuni și aprindeau lumânări și se rugau pe ei și achei gândeau ca să treacă la examen. Nu. La Fidiuș vă spun așa, sincer cum a fost, că tot această plăcintă, această mizerie, acest gunoi, nu știu ce cuvânt să găsesc nu, pentru dânsa potrivit. Mai bine sau e vito sau vorbești civilizat. Păi, dar Oleg, uite, chiar asta. Că eu știam cum la tine treceau studentele la examen. Că treceau pe un pat. Băi, dacă fata are, ca să spun, tulburări. Are lipsă de personalitate. Este o nulitate. Și uite, eu am folosit cuvintele astea, gunoi, tu înțelegi? Fata băi, tu murdărești. A fost femeie în pat și ați făcut un copil cu ea. E mama copilului Fidiuș Madalin. Așa, și ați trăit împreună. Păi, lasă-l în pace pe Igor Fidiuș. Ții chiar, nu ți-i clar. Tu vorbești de părinții mei de amândoi. Tu uite din ce familie vii. Tu și eu nu vreau un cadru universității de stat, că aceasta e frumos amenajată. Exact, ai ajuns la universitate că îți vorbești tot de fosta... Să discut în urma unor comentarii aberrative rușinoase. N-am ucis pe nimeni, că... Eu sunt lângă biserică, Sfânta Cruce îmi fac, dar tu când faci asemenea acuzații, asemenea calomnii, că eu am bătut decanul, că am fost destituit din funcții pentru că, păi, nu știu, Șalarul a murit de moartea lui, Negru a murit de moartea lui,
Vasile Ciobanu, care a fost decan la facultate de pedologie, a murit din moartea lui, din mâna lui Fidiuș încă nu a murit nimeni. Cred că tu vrei și-i prima, sau și. Doamne ferește să mă împingă păcatul, dar tu o cauți. O cauți cu lumnarea, fata, ești liniștit, ești să te astâmpără. Moartea să vii și așa la tine într-o zi. Tu nu avansa lucrurile astea și-ți făți denigrare de imagine și lipsă de personalitate. De da, dar tu faci niște chestii că eu am bătut cineva. Dar cetățeanul Igor Fidiuș, de unde știi că ea a scris asta? Oleg, eu a scris din cauza că primele comentarii și eu am spus-o și o repet astăzi clar, deoarece eu am venit la Universitatea de Stat pentru a arăta unii eu am activat. Eu am activat și la Universitatea Agrară, după cum am menționat și toți acum știi, în derâdere, chiar mă râdem, mai dă una, nu știu, cazul, dar e destul de ofensator. Am zis, o studentă și face masteratul. De la aeroport a fost și-o petrec cu prietenul în Anglia și acolo a arătat, Mercedes 21, Universitatea Agrară. Zice, da, acum nu se mai numește Universitatea Agrară, o să-i zic și o cleș de institut. Era chiar jignitor, o să-i n-au studenți, nu știu ce face Ioachim Gumeniuc, el e șef de catedră acolo la silvicultură, catedra se numește silvicultură și grădini publice, unde accentuez, mă vede asta la sigur, sau o să-i transmită cineva, Igor Șarov. Eu fără acceptul dumitale, uite, am intrat în incinta Universității de Stat, fiind acum rector, în calitate de director, Igor Șarovicu. Eu sigur Fidiuș. Deci am spus că matale mi-a fost și ministrul educației în perioada respectivă și m-am uitat cu câte afiuri și cu câte nu știu ce bine că ai ajuns, că l-a demis pe Ciocan, că Brusnac și nu știu ce, dar dacă mă vede Gheorghe Emiliace, el a spui câte chinouri a avut el cu Șalaru, cu Basile, care mie își tremurie ca varga la rector când eu intram ca lector universitar. Și spune Gheorghe Emiliace, dar cum se poate? Eu și doctorat și cercetări la cărbună, rezervația peisageră cărbună, facem. Șalaru mă presa aici la catedră. Negru ca conducătorul meu științific, academician, nu se înțelege cu Șalaru, că vă dați seama, eu vedem parcer poți vă arăt la și geam, eu îl găsăm pe negru și sâmbătă și duminică la universitate. Vreau să spun că în continuu Andrei Grigorci, negru, el lucra, vreau să spun că asupra cercetării, științei, cu făcut el diferite, vreo determinatoare și nu știu ce. Eu cunosc foarte multe lucruri. Eu cu dumnealui Dumnezeu să-l ierte, am intrat, vreau să spun că într-o credibilitate până la un moment cu Partidul Comunist. Când eu m-am uitat el la VIP, 025, la rezervația Plaiu, Faglu, de academician. La mult Silva, el îi dă la J, înțelegeți cum spune așa, îi declara și face Fidiuș, chiar că așa, tăi femeie atunci. Și popșoi și aici la întămâiană, care e la mult Silva. Eu stau așa și mă uit, băi, băiței, luați-vă catrafuțele, ce zi de acolo. Și zic că după voi plânge, știi cum spune. Nu că stejarul Ștefan cel Mare sau ploi și care eu tăiat amăian pe la colercam pe parcea pe ne-arăta Marinuț. Dar voi, într-adevăr, trebuie să vă ispășiți niște termini cu executare la P13 pentru toate aceste fără de legi. Unii voi v-ați pus acolo cu mătri, șini, verișori, nănași pe imposturi, tractoriști, polițiști, unde ați luat voi tăt mușigaiul ăsta și tăt trigaiul ăsta în acest domeniu? Ce-și făceți studii ca mine la Câmpul Lung Moldovnesc? De Suceava, 2 ani zile, post liceală, Universitatea Transilvania Brașov, Facultatea Silvicultură și Exploatări Forestiere, 5 ani, experiență în domeniu, în Piatra Neamț, unii și apartament, cei care la Piatra Neamț mă vedeau, mă sunau direct la ore de aici, vin să iau Oleg apartament, eram în primii 10, pus în rând pentru a primi apartament în Piatra Neamț și îmi pare rău și acum, dar destinul și soarta eu niciodată nu le... cum spune, le condamn sau să zic că băi, uite, așa au fost să fie și multe lucruri în viața mea s-au făcut din cauza invidii, din cauza urii. Băi, eu zic, cât de frumos tu vorbesc. Eu pot vorbesc atât de frumos. Când mi-am să ziceți, băi, dar e diferent între cer și pământ. Dar eu am să folosesc, știți cum spun, de fiecare dată pe înțelesul tuturor, când alegerile din 2011, cineva a zis, Igor, tu ai discutat atât de frumos, dar complicat, că nu te-o înțeles nimeni, dar și vrei, pentru ciobeni și ești mișinoși și edlă rădeni. Majoritatea dintre dâșii, ea ca îmblă, știți cum spune, ba cu roșii, ba cu albaștrii, ba cu ei singuri nu știu cu cine îmblă, dar stai și eu am repetat-o de fiecare dată. Trebuie să punem stop la aceste tăieri ilegale și abuzuri care se fac împotriva naturii, din cauza că natura nu iartă, e într-o zi se răzbună. Deci fiind, știți cum spune, în preajma blocului ăsta de la pedologie, eu mi-aduc aminte, vreau să spun că de foarte multe, și doctorat, când am dat eu examen la limba străină, la două am dat, și la franceză și la engleză ca doctorant, le mulțumesc tuturor acelor doamne care erau în perioada respectivă șefii de catedră.
Era, vreau să spun că în acel bloc, facultatea de limbi străine. Rusnac, știi cum spune? Că Carlicovei zic el, dacă era josuț, avea bloc, tocurile așa înalte, își punea mâinile și avea un exon așa în peșmă. Am făcut el întâlnirea cu doctoranți aici, în blocul ăsta unde am Organizația Națiunilor Unite și s-a întâlnit cu toți. Și ca să nu mă abată, îmi spune, Igor, dar și vrei negru să vin să-i dau eu plata pentru, ca conducător, înțelegi? Din cauza că negru s-o mânca de fiecare dată cu șalarul. Șalarul era membru corespondent, da? La Academia de Știință, dar negru era academician, titular. Și el corespondea și era zavist, și ca cu articole, și cineva m-a întrebat, dar ce merite și nu știu ce distinții. Puneți mâna, vreau să spun, că pe toate analele științifice, de la toate conferințele, și o să vedeți ce scris Igor Fidioș, pe domeniul lui. Ceea ce ține de silvicultură, de rezervații și tot așa mai departe. Dar voi stați acolo cu trei clase în cruci și veniți să stăiați na leva și na prava. Igor Nicolae, ți-ai clar? Eu doar un singur lucru astăzi am vrut să remarc și am scot din buzunar pentru cei care lor nu le-i clar, fiindcă a spus de Igor Nicolae, da? Nu gândi că aici ai văsteluț. Nu, astea sunt niște merite, că această comentatoare cu profiluri false vorbește de părinții mei. Moisei, Vârtosul și Dare, da? Și cetățenii și idionari care mi-au spus că eu o să anuleze acest. Ia că distinct. Ce scrie aici, Ule? Fediuș Dmitri Dmitrievici. Dmitri Dmitrievici. Uitați ce aici. Ordinul Muncii a tatălui meu, da? Uitați când l-a primit eu și cu câtă mândrie eu îl port și fiul meu, Fediuș Mădălin, înțelegeți? El l-a purtat în piept acasă. Și eu am să vorbesc despre toate aceste chestii din cauza că astea sunt meritele toată meu. Eu vin dintr-o familie de oameni gospodari. Nu vin dintr-o familie destrămată, să scriu prostii, vreau să spun că pe este. Uite, în ce an, Oleg? 6 septembrie, în 73, el a primit znac Paciota. Uite, în spate la această medalie este serie și numărul, da? În monetnei dvor făcută. Deci, Dumnezeu să-l ierte pe tăticul, dar el a muncit. Și cineva comentează cum a fost tata meu, cum a fost mama mea. Înțelegi? Niște râsuri și niște vinitici care i-au venit în sat. Și de fapt ei încearcă să dea ei mari și tari videtele și nisii. Sunteți niște gunoaie și niște mizerii. Și alt cuvânt eu nu găsesc mai potrivit decât că sunteți niște nulități. Și lipsiți. Ceva mai civilizat, că ai făcut școală mare în Europa. Oleg, eu am făcut școală, eu pot să folosesc și vreau să spun pe... fonul la asemenea interviuri, că le trăiesc eu emotiv. Că tu ai văzut la poliție cum vine cu cameră și încearcă și ne filmează, să mă prindă pe mine la cuvânt, chiar că poate a spune ceva. Fidiuș, dacă trebuie și la bota să vede ei. Și vă spun de ce. Nu, eu nu-s Dodon. Că ești Igor Șarov și așa, dar știți de ce chestiile astea? Pentru iar la pușcărie, pentru dacă dar nu mă teme, o pușcărie tot este o instituție a statului și dosarele fabricate, dacă mă vede. Felat, drugul și ala care noi ne-am întâlnit în spatele guvernul atunci când merge pe alee, înțelegeți? Toate chestiile este pele de meu, stejarul ăla care s-a ofilit și ghinda și rădăcinile, pazorul națiunii care au fost implicată în furturi și în scheme frauduloase și umorul și atentaturi pe umor tot aia. Și aici sunt doi fugari care se discut. Ce să spun, un adevăr care pe voi vă doare? Eu am spus-o de fiecare dată, că eu am ce spune, dar voi n-aveți nici comenta. Lați așa și vă băgați în seamă, cum spune cineva. Poți că vulpea, dacă nu ajunge la poamă, spune că e acră. Da? Și voi ca mine nu o să fiți, nici nu o să ajungeți, din cauza că lucrurile astea vă caracterizează pe voi prin asemenea, știți, deranjuri. Da, eu am fost o persoană foarte incomodă și sunt pentru foarte mulți. Eu vreau să spun cu câți băieți de aici, de la drept, mulți dintre dânsii sunt judecători, mulți dintre dânsii sunt avocați, că aici Oleg era oficiul avocaților la Universitatea de Stat. Salutări pe asemenea cale, ca să spun, uite, trece matușca, dar lui Gheorghe Constantinovici, da? Dumnealui are, e rector acum la Universitatea asta, Constantin Steri, avornic. El este și ctitorul la asemenea biserică și la toate slujbile era prezent aici. Eu vreau să din părții călăraș, dar sunt niște oameni care au investit atât în credință cât și în imaginea asemenea universități, numită Universitatea de Stat din Moldova. N-am să dau și alte nume, vreau să spun că ei sunt doctori în dreptul constituțional, că predau alte drepturi. Sunt oameni care au fost din generația mea de profesori, unii mergeam la antrenamente, unii mi-am creat și vreau să spun că m-am format ca o personalitate pe teritoriul asemenea instituții, după care Andrei Grigorciu zice, păi, lasă de aici, ce-mi poiești, tu poate mă vezi. Tu erai
drug, cum zic eu așa, prieten la cataramă, fostul meu socru, Dumnezeu să-l ierte, de la Slobozăia Dușcă. Cristi Stahi, cum îi zice, Cristea, da, da, Stahi, care era stațiunea și didactică experimentală la Slobozăia Dușcă, dumnealui era director acolo, și o să lasă-l să fie ginerto la Universitatea de Stat, îl dau de îi dau să fie și de bază și teren, poate avem să vând și eu ca Grișa Novac, am un terenuri pe acolo, cine știe, ce afiuri făceam. Voi gândiți că chiar eu merg să-mi pătesc mie obrazul cu lucrurile astea rușinoase care voia să încerca de fiecare dată să îndepărtați, să înlăturați persoane care au venit sau vin în continuare să vă spună niște lucruri cum trebuie de fapt ele să aibă un parcurs, noi spunem că în Europa. A, nici în Rusia n-ați vă primească pe voi înapoi. Uite ce răstignire frumoasă aici, văd că arde lumină. A, uite, este asta, biroul de avocați încă e cu verde, Facultatea de Drept a Universității de Stat de Moldova. Înțelegeți? În partea de la deal, dacă o să mergi puțin, uite aici este organizația asta NATO, NATO, da? Nu? Birou de informare NATO. Corect, da. Eu pe aici vreau să spun că pe rindam aducem burdirourile, studenții mii cred că trăiesc la fel ca și mine, asemenea momente, ia ca un muzeu Universității de Stat din Moldova, și asemenea emoții. Ce amintiri am în continuare, da, am avut o cursă, eram pe confort class, lucram și la Universitatea de Stat, când mă uit sus aici, pe poșatcă, doamna Elena Moraru, sănătate multă. Văd că apare o doamnă cu baston, vrea să urce în mașină, deschid ușa, când mă uit, zic, bună ziua, doamna Moraru, ia să uite, nu înțeles cine. Deci, mulți stimați cetățeni, că trag eu un semnal de alarmă, că e Maia Sandu. Că nu știu pe cine vrea să formeze cabinetul ăsta de ministri, pe cine vrea să-l pună prim-ministru, cine vrea să fie procuror general. Procuror general Ștefan Gligor, vă bagă la zdup. Da, mă, este Stoianoglu, nu mai îmblați, are mandat de 6 ani. O să decadă, că eu vă spun că el dacă îmblă după băsmăluță și vine și plânge și se mai râde și pietic de dânsul de la ungheni, că îi spune că ia ca să-i duc o băsmăluță. Și vă, Gheorghe, găsit acolo bani de băsmăluță, o să-i dau eu băsmăluță lui ăsta, să, da, cu cazul meu nici de cum. Deci ăsta este blocul central, ar fi bine ca să o luăm pe aici, că sunt și scările, dar o să avem priveliște asta și alie. Aici am avut întâlnirea cu doctoranții când era Rusnac atunci. Rusnac tot o pierdut din cauza lui Iordan cu mânușa, cei roșa, chiar a pus aici și l-o trimis ca ambasador în Italia. Niște șmecherii și niște lucruri, știi cum spune, rușinoase pe criterii politici. Ia-ți dacă te bagi în politic, zbori din funcție director. Pe urmă și ne știi și persecuții și nu știu. Am înțeles că e pe la Academia de Știință, pe Academia asta militară, cum se numește. Eu știu și le duce, e istoric, el era istoric din cât eu știam. Uite, ăsta e blocul central. Aici eu am avut iarăși la fel ore. Cel mai mult ce pe mine mă face să fiu destul de respectuos față de asemenea instituții care i-am fost angajat și din principiu vreau să spun că nici de cum n-am să vin să predau sau să revin pe tărâmul asemenea universități din cauza că eu n-am văzut din anul 2001, uitați, avem 20 de ani, o catedră formată de silvicultură. Nu avem. Mulți stimați cetățeni, noi avem păduri, văd că, cum spun toți acest șocleșnă institut, vii, le vezi, băi, amuiană, vin toți și investezi. Uite, Oleg, ce siglă frumoasă au. Și vreau să o asortez și am luat ca să-mi arăt, nu să-mi fac publicitate. Cei care sunt membri sau urmează să devină membri a Partidului Verde Ecologist din Moldova, are, vreau să spun că, o semnificație deosebită. Este și verde, totodată și această carte care se deschide cu mai multe pagini este o rază de lumină, soarele, simbolul verzelor și nu numai din Moldova, din Republica Moldova și din România, dar eu am să scot, am uneva și gândiți că eu am venit să vă arăt azi, cum zic, chiități znacioase, da? Insigne, insigne sunt astea, dar uitați ce insigne frumoase au verzei europeni și toate reclamațiile care urmează să fie asupra la toate abuzurile, uitați-i, Reclam Europe. Da? Deci, prezint asemenea insigne, eu le-am, noi când am avut o întrunire la sediul partidului, și-au luat fiecare asemenea insigne, eu cred că o să le dau lui Mădălen. El va purta și va promova, vreau să spun că e de la grădiniță, și-a întrebat, dar de ce e? Da, eu
nu-mi rămâne decât un singur lucru, să ne apropiem și să arătăm. Da, este aici drapelul Universității de Stat, drapelul Republicii Moldova și a Uniunii Europene. Dar ce vreau să atrag atenția? Aici sunt toate facultățile, Iulie. Hai să mergem aici, da? Vedem că e verde și ne uităm așa, de singur în șapte spații verzi. Masterat, profesionalizare, tot așa mai departe. Ce? Programul de specialitate masterat de profesionalizare prevede formarea unor abilități noi, consolidarea, aprofundarea cunoștinței teoretice în domeniul silviculturii și amenajeriei grădinilor publice. Ce fel de amenajerii? Amenajeri, spații verzi, da? Publicii, bazele care au fost obținute în cadrul ciclu 1 masteranți. Deci niște lucruri, ce scrie aici Mult Silva, că uitați, de la așa spații verzi pot activa în cadrul acest. Cine lucrează în Mult Silva? Eu azi vă spun așa din foștii mii studenți. Este acolo Eric Prosi și nu știu cine mai lucrează, dar rest așa erau pe la centrul ăsta, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvici. E o rușine. Poftim? Sexul blocat. Dar unii îmi eu sper că se păstrează, pe ce am filmat 30 de minute, dar înseamnă era bine că, să faci pauză. Înseamnă că ne oprim, dar. Dacă am început a citi aici, eu cred că o să închei.